Ficele lui Dinu Patriciu gata să răspundă pentru greșelile tatălui, cele două ofice ale milionarului, dar și fostele soții ale fostului afacerist sunt obligate de către judecători să achite uriașul prejudiciu din dosarul Rompetrol. După ani buni de judecată între statul român și fostele soții și fetele lui Dinu Patriciu pentru recuperarea prejudiciului, Curtea de Apel București a tranșat cazul. Astfel, magistrații au hotărât ca Ana și Maria Patriciu, cele două fete ale fostului patron al firmei Rompetrol, dar și fostele sale neveste Dana Rodica și Sabina, să plătească către statul român suma de peste 85 de milioane de dolari, dar și dobânda din anul 2001 în valoare de 83 de milioane de dolari. Compania Rompetrol a plătit jumătate din prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari din dosarul lui Dinu Patriciu. Însă mai sunt de achitat dobânzi și penalități de peste 83 de milioane de dolari. În anul 2018, Tribunal București dădea câștig de cauză statului prin Ministerul de Finanțe, obligându-le pe moștenitoarele lui Dinu Patriciu la plata prejudiciului din dosarul Rompetrol. Însă în anul 2019, Curtea de Apel București a decis să fie rejudecat cazul. În timpul procesului, o altă soție a fostului patron a fost adăugată și anume Sabina, mama celor două fete. Ancheta și procesul au durat 10 ani. În afară de sentința definitivă de condamnare din dosarul Rompetrol 1 pentru Dinu Patriciu, care a murit cu doar două luni înainte de hotărâre, foștii directorei firmei au primit pedepse cu executare. Unul dintre membrii companiei a primit șase ani de închisoare, iar cel de-al doilea a primit doi ani și patru luni de închisoare.